Dacă în ceea ce privește cauzele penale, volumul de muncă al judecătorilor a scăzut, situația este cu totul alta în contencios administrativ. Din cauza celor 3200 de solicitări de restituire a taxei auto din acest an, judecătorii au dificultăți. Nu este normal ca un anumit act normativ să fie așa fel pus în aplicare încât toți cei, sau aproape toți cei cărora li se aplică, să se plângă în fața instanței și aproape toți să și câștige. Aici avem o problemă conjugată, da, care trebuie să-și găsească rezolvare. Nu putem, dintr-o simplă activitate administrativă care trebuie să meargă bine sau foarte bine chiar, să ajungem ca întreaga acea activitate să se răsfrângă și asupra activității instanței. La tribunalul Arad, durata medie de soluționare a dosarelor având ca obiect restituirea taxei auto este de aproximativ 3 luni, în condițiile în care la unele instanțe din țară primul termen de judecată a fost fixat și la un an de la înregistrare.